Hei și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Bianca, după cum bine știți, și astăzi o să fac vlogul mult așteptat de către voi. Am pus și pe Instagram o poză în care am cerut părerea voastră celor care mă urmăresc, abonaților mei și, bineînțeles, tuturor persoanelor care sunt, să zic așa, fani acestor vloguri. Iar răspunsul a fost, bineînțeles, pe măsură. Majoritatea dintre voi ați ales să vorbesc astăzi despre experiența mea cu ghicitoarele sau vrăjitoarele, cum vreți voi să le spuneți. V-am pus să alegeți între un vlog despre treaba asta sau să fac o nouă reacție la un clip. Bun, dacă tot ați ales să vă vorbesc despre acest lucru, am să fiu cât se poate de sinceră și am să vă povestesc, încerc să povestesc în mare întâmplarea mea cu ghicitoarele, pentru că dacă ar fi să stau să vorbesc, mi-ar lua, cred că vreo 3-4 ore să vă spun așa în mare, adică în mare, să vă spun așa cu lux de amănunte totului tot. Dar am să încerc să fac un vlog destul de scurt, sper să-mi intre în 10 minute, că am observat că na, clipurile lungi nu prea vă interesează, nu prea vestim să vă uitați, nu prea vă plac. Bun, păi în primul rând m-am gândit dacă să fac acest vlog sau nu, pentru că am primit și păreri de la persoane care spuneau, măi, fă-l, pentru că suntem curioase să aflăm, dar am primit și păreri de la persoane care spuneau, nu e bine, nu e ok, de ce trebuie să povestești? Păi, nu știu, eu vreau să împărtășesc cu voi treaba asta, nu e ceva wow, nu e un secret, așa că, da, să începem. În primul rând vreau să vă spun că eu am fost, în toată viața mea, să zic așa, la 3 ghicitori. Înainte de a mă înjura și a mă critica, vreau să vă transmit că asta a fost alegerea mea și sunt sigură că mulți dintre voi ați fost, doar că nu vreți să recunoașteți sau ați avut în gând să mergeți măcar o dată. La una dintre ele am fost, dacă nu mă înșel, de 2 ori, care nu este din oraș, este dintr-un alt loc, iar la celelalte 2 am fost decât o singură dată. Și sunt de aici, din oraș. Nu dau nume, nu vreau să vină. Bun, în primul rând, cum am ajuns eu să merg la aceste femei? Ce m-a determinat să ajung la ele? Curiozitatea. Am vrut să văd dacă într-adevăr se adevărește ceea ce îmi spun ele și am vrut să văd cum e să merge, adică cum se simte, ceea ce simți când ele îți spun anumite lucruri. Și în al doilea rând, împinsă de, nu anturaj să spun așa, a trebuit să merg cu cineva care a vrut să își dea în cărți și persoana respectivă mi-a zis, dacă vrei să dai și tu, dacă nu, nu. La prima doamnă la care am fost, vreau să vă zic că eu la început eram sceptică, nu prea credeam, nu că nu credeam în așa ceva. Știam că există farmeci, că există vrăjitori, vraci și toate cele, dar nu eram sigură de puterile lor sau, mă rog, nu credeam că mi se poate întâmpla mie ceva sau, nu știu, să-mi zică ceva. Prima doamnă la care am fost avea la vreo 60 și ceva de ani, poate chiar mai bătrână, o doamnă super drăguță și culmea că nu era țigancă. Și mi-a ghicit în cafea, în zațul de cafea. Mi-a făcut o cafea micuță, am băut-o și la sfârșit mi-a citit în zațul de cafea. Mi-a dat și în zațul de cafea și în boabe. În boabe de porumb. Ceea ce a urmat să-mi spună m-a lăsat cu gura căscată, pentru că v-am zis, am fost sceptică și nu credeam că o să îmi spună anumite lucruri care, culmea, s-au adeverit. Într-un viitor apropiat s-au adeverit. Eu mergeam pe premiza că o ghicitoare bună, care e cu adevărat bună, trebuie să spună 3 lucruri din trecut. Dacă spune 3 lucruri din trecut importante din viața ta, femeia clar e bună să-ți prezică și viitorul și prezentul. Dar dacă deja te ia cu vrăjel și îți spune anumite lucruri din trecutul tău care oricum nu sunt adevărate, categoric n-are rost să mai stai să asculti și prezentul și viitorul, pentru că ți le va inventa, e clar. Doamna mi-a spus 4 chestii. Nu știu de ce am arătat două în fine. Doamna mi-a spus 4 chestii care pe mine m-au lăsat cu gura căscată, precum v-am mai zis. Nu vreau să dau detalii ce mi-a zis și ce așa, doar că tot ceea ce mi-a zis a fost adevărat.
În momentul în care eu am auzit ceea ce mi-a zis, automat m-am schimbat la față și i-am întrebat dacă doresc eu să mai continui. I-am spus că da. Ghicindu-mi acolo tot ce mi-a spus, a ajuns să-mi spună că vede în zațul de cafea un chip de demon, un cap de drac, mai bine zis. Eu, speriată, bineînțeles că am vrut să văd și eu dacă chiar se vede ceva sau femeia e halucinează. Mi-a dat ceașca de cafea și mare mi-a fost uimirea să văd că, într-adevăr, în ceașca de cafea se zărea un chip de drac. Era efectiv un chip urât, cu două coarne și cu o față lungă, așa, lungață. Nu vreau să intru prea multe detalii pentru că nu e ok. Am întrebat că ce e cu acel chip demonic, ce înseamnă? Ea mi-a spus că acel chip demonic se arată doar la persoanele care au făcături, vrăji făcute, ori făcute pentru ele de o anumită persoană, ori dacă eu știu, am călcat eu un altceva pentru altcineva. N-aș știu să-mi spun exact sau, mă rog, în fine, mi-a spus doar că am făcute vrăji. Mi-a spus ce să fac, mi-a spus că trebuie să mă duc la o mănăstire sau la o biserică să vorbesc cu un preot, să-mi fac o slujbă și se aprind 9 lumânări, una pentru Maica Domnului, una pentru Iisus Hristos și Dumnezeu. În fine, nu mai știu exact ce m-a pus să fac, pentru că asta s-a întâmplat cu 5 ani în urmă, 4. În fine, nu mai știu exact, oricum a fost de mult. Eram majoră, deci aveam peste 18 ani, clar. Bun. Mi-a spus treaba asta, bineînțeles că am fost speriată pentru că nu înțelegeam de ce mie și nu înțelegeam cu ce greșisem ca să mi se întâmple așa ceva, ca să am vrăji făcute. După aia înțelesesem eu ce era cu nopțile nedormite, cu visele urâte și cu tot ceea ce vedeam și ce auzeam. Apoi mi-a mai zis unele lucruri în cafea, de dragoste, de sănătate, de în fine, chiar așa a fost și după aia mi-a ghicit în boabele de porumb. În boabele de porumb mi-a ieșit că o să am în familia mea o persoană foarte dragă mie, de sex masculin, care o să se îmbolnăvească de o boală, nu mi-a zis boală, mi-a zis de o boală gravă care nu are leac și că va muri. Pe moment, chestia asta, vă spun sincer că nu am crezut-o și am zis că, bă, asta n-are cum să se întâmple, adică nu e Dumnezeu asta, doar Dumnezeu știe. Și vă dați seama că nu mi-a picat bine, adică în momentul am venit să plâng, eram super speriată, nu înțelegeam de ce, spunea mai multe lucruri rele decât lucruri bune. În fine, mi-a mai ghicit, am plecat, nu a cerut foarte mulți bani, adică femeia a fost la modul că îmi dai cât vrei. Deci n-a avut un preț fix. Nu știu câteva, cred că 20 de lei, dacă nu mă așa, sau 25. Mi s-a părut super drăguță bătrână și a fost așa foarte amabilă cu noi, cu mine și cu fetele respective, că mai fost cu două fete. Ceea ce am vrut să vă zic e faptul că după ce am plecat de la ea, credeți-mă că două sau trei nopți n-am putut să închid un ochi. Mă tot gândeam oare cine va muri din familie, mi-a zis că e o persoană de sex masculin, dar nu mi-a zis vârsta sau alte lucruri. Culmea a fost că la un an, aproape un an de la treaba asta, bunicul meu s-a îmbolnăvit de cancer și a murit. În afara faptului că mi-a spus treaba asta și s-a mai adevărit și alte lucruri, femeia mi-a spus, viitorul apropiat poate să însemne peste o zi, poate să însemne peste un an, poate să însemne peste 10. Deci nu o să se întâmple nimic în 24 de ore, pentru că nu există nicio vrajă care să ți-o facă cineva sau ceva să ți se întâmple în 24 de ore, pentru că nu are cum. Bun, asta a fost prima mea experiență cu ghicitorii, să zic așa. A doua mea experiență a fost acum recent, să zic vreo 2 ani. Am fost cu o prietenă foarte bună de-a mea, care tot așa, cu probleme, cu gânduri, a vrut ea să vadă cum e să merge la ghicitoare, să ghicească de data asta în cărțile de tarot, să-i deschidă cărțile. Nu am mers la aceeași ghicitoare la care am mers și eu să-i dea în cafea. Această doamnă la care am fost era de etnie romă. Avea la vreo 50 și ceva de ani, în fine, nu vă dau nume.
Și era super dubioasă femeia, adică de când a intrat la ea în casă, ai simțit așa cumva un aer, nu rece, cum să zic, o senzație ciudată. Deci o senzație, faza a fost că nu mi s-a adeverit în totalitate ceea ce mi-a zis din trecut, dar în schimb ce mi-a zis că va urma să mi se întâmple în viitor, chiar mi s-a întâmplat. Și mi s-a întâmplat la un interval foarte scurt de timp. Exact, dar exact cum a spus ea. Doar că n-a știut dacă e acea persoană sigură. Dar s-a întâmplat. Deci, persoanele de care mi-a spus mi-au făcut ceea ce mi-au făcut și, în fine, vi-am zis, nu vreau să intru prea mult în detalii, eu vă zic doar așa, experiența mare. Această doamnă era, nu, tot așa, în jur de 30 de lei, 20 de lei pe acolo mi-a luat, deci nu a avut un preț fix. Femeia mi-a spus, îmi lași cât dorești, dacă vrei îmi dai 50 de lei, dacă vrei îmi dai 1 milion, dacă vrei îmi dai 10 lei. Eu nu te-am chemat, adică tu nu ai apelat la mine ca să am. Eu nu am un preț fix. Bun, ceea ce m-a uimit la această doamnă a fost faptul că mi-a zis că cineva din familia mea, după ce îmi spusese prima ghicitoare, se va îmbolnăvi o persoană mai tânără din familie și tot așa, din păcate, nu va avea leac boala pe care o va avea. Așa a fost, doar că treaba asta s-a întâmplat acum recent, de curând, mi-a murit mătușa. Mi-a mai zis și de dragoste, mi-a mai zis și de sănătate, și de spor, și de toate cele bune. V-am zis, a fost cum a fost, prima a fost cea mai tare. Iar ultima, la care am fost, tot cu această fată, la care am fost, m-a făcut să mă lecuiesc de ele, să zic așa. Mi-a dat tot în cărțile de tarot, doar că femeia, eu cred că sută în mie lucra și cu diavolul. De ce vă spun asta? Pentru că în primul și în primul rând la ea în casă când am intrat, în afara faptului că era totul negru, deci absolut totul negru, mai avea și o pisică neagră. Problema aia nu era pisica. Mie îmi plac pisicile negre, n-am nicio treabă, îmi plac animalele, n-am așa. Dar eu când am intrat în apartament, femeia fiind mică de statură, slăbuță, tot așa bătrână, tot în jur de vreo 60 de ani, m-a privit fix în ochi, ceva de genul, și mi-a zis, tu ai un har. Am stat așa, m-am gândit, ceva nu e în regulă. Cu toate că îi spusesem prietenei mele, bă, vezi că eu nu mai îmi dau, că mi-am dat, adică ce a fost să mi se întâmple, mi s-a întâmplat, zic, nu mai vreau, vreau să aflu viitorul cum o vrea Dumnezeu, nu să mai mă duc prin ghicitor, prin vrăjitor, prin chestii de gen. Eu, după ce mi-a zis, am întrebat-o, zic, la ce vă referiți? Și face, vorbim, punte la masă, face, vă serve. Ceea ce m-a uimit, de mi-am zis că asta ultima a fost așa, a fost faptul că această persoană mi-a oferit un suc. Prima mi-a oferit o cafea, că trebuia să înghicească în cafea, era logic. A doua doamnă la care am fost nu mi-a dat nimic, adică ce era să-mi dea, mi-a deschis cărțile de tarot și la revedere. E, în schimb, a treia a insistat să beau o cană cu suc, un pahar cu suc. Eu, neofiind obișnuită să beau mai ales la astfel de femei, am spus că nu beau, că sunt la dietă, că n-am voie sucuri, că nu mă știu. În orice caz n-am băut. Prietena mea a băut. Am intrat, m-am pus la masă, i-a dat ei, după aia mi-a dat mie și mi-am zis, avea o pisică neagră. Pisica neagră, în momentul când mi-a deschis mie cărțile de tarot, prietena mea o să confirme, nu știu exact cum să vă explic. Fiind în spatele cumva pe pat, pe dunga de la pat, a aruncat așa o privire, deci, cum să vă zic, o privire, mi se ridică și părul, nu știu cum să vă zic, băi, parcă avea ceva pisica aia, parcă avea ceva în ochii ei, parcă nu știu, deci s-a țintit cu privirea direct în ochii mei, dar o privire așa strană, o privire dubioasă, o privire parcă era un demon, deci vă zic sincer. Și în momentul în care mi-a deschis cărțile, s-a uitat la mine cu privirea aia așa super sticloasă,
a sărit de pe pat, a început să miorle de trei ori și a dispărut. Unde a dispărut, nu știu, că nici am mai văzut pisica aia până a plecat. Încă prietena mea și spusese, că ce dracu de pisică ai văzut, că eu n-am văzut-o decât la sfârșit, când am plecat. Zic, nu știu cum ai văzut-o tu la sfârșit, când am plecat de la femeia respectivă, că când noi am intrat în casă, pisica era acolo, pe pat. Face, eu n-am văzut-o. Nu știu ce ai văzut, nu am văzut-o, vă zic sincer, orică eram îngândurată la ce mi-a spus, în fine. Mi-a deschis cărțile de tarot și primul lucru pe care mi l-a spus, mi-a zis că o să am o soartă frumoasă, că o să am copii, că, în fine, ceea ce zic cam majoritatea ghicitorilor. Și mi-a arătat cartea care simboliza moartea. Deci, a treia ghicitoare care îmi vorbea de moarte și că cineva de la mine din familie va avea o problemă și se va îmbolnăvi și va muri. Bineînțeles că am fost neliniștit, am stat pe gânduri, m-am gândit, zic, Doamne, de ce? Doamne, de ce iară moartea? De ce tot mie? De ce am atâta ghinion? Ce blestemui pe mine? Mi-a mai dat acolo că o să am niște probleme cu dragostea, niște certuri, chiar așa a și fost, că o să mă caute cineva din trecut, chiar așa a și fost, o să am niște probleme la locul de muncă, chiar așa a și fost. Deci femeia a fost bună, nu pot să zic că n-a fost bună, dar ceva, oricum, ceva straniu a fost acolo în casă și clar femeia lucra cu necuratul. Și după ce mi-a dat în cărțile de tarot, m-a întrebat dacă vreau și altceva. Am rămas un pic uimită, zic, la ce vă referiți cu altceva? Mă gândesc că poate dacă vreau să-mi dea, nu știu, și în cafea sau și în alte lucruri. Mi-a zis, dacă vrei, nu știu, să-ți fac anumite lucrări de dragoste, de rău la cineva, poți apela și la mine. Și s-a uitat așa cu privirea la mine și mi-a spus, Eu lucrez și cu necuratul. În momentul ăla mi s-a tăiat tot filmul, zic, poftim? Parcă mi-era și greu să o mai întreb, deci mi-era și frică să o mai întreb. Zic, cum adică lucrați cu necuratul? Și că da, eu fac și magie neagră și magie albă. Zic, nu vreau să fac la nimeni, nici rău, nici bine, adică de ce aș face o magie de dragoste unei persoane? Adică dacă omul ăla nu mă place de bună voie, sau nu mă iubește de bună voie, de ce l-aș ține cu forța lângă mine? Doamne, ferește! Sau de ce aș face rău cuiva? Adică nu sunt eu în măsură să fac rău nimănui. Există un Dumnezeu care are grijă de toate aceste lucruri, nu trebuie să le facem noi oameni. Pentru că cu toate că la ea în casă era totul negru și era o ghicitoare, o vrăjitoare, avea icoane. Nu înțeleg de ce are avea icoane vrăjitoarele, adică e, nu știu, mi se pare penal tu ca vrăjitoare să ai icoane în casă, în fine. Uitându-mă eu prin casă, prin prejur, până i-a ghicit prietenii mele, până mi-a ghicit mie, am văzut așa într-un colț al camerei, undeva pe o masă, nu mai știu exact, niște lumânări negre, niște flori negre, nu știu exact ce flori erau, și ceva ca niște crani mici, dar nu vreau să-mi intru în păcat sau să fac păcate, dar nu știu dacă erau chiar niște crani, dar semănau cu niște crani. Adică păreau ca niște crani de pisici, oricum niște crani micuțe, nu știu dacă chiar erau crani și erau adevărate, mă gândesc că nu vreau să mă gândesc de fapt. Vă zic sincer că m-am speriat și am zis că nu mai merg la ghicitor cât o-i trei eu, pentru că cu toate că toate trei au nimerit-o, mi-a zis a doua nu prea mi-a nimerit trecutul, în schimb ultima mi-a zis bine, prima și ultima mi-a zis bine, prima a fost cea mai, să zic, expertă la așa ceva, pentru că mi-a ghicit cam tot, și în trecut, și prezent, și viitor. Ultima a fost așa și așa, dar ultima m-a uimit cu, i-a zis, cu felul ei de a fi, cu casa pe care a avut-o și cu faza cu harul. Eu am întrebat-o, zic, la ce vă referiți când spuneți că eu am un har? Și mi-a zis femeia, tu dacă te strădui și dacă ți-ai dori și ți-ar plăcea, ai putea lejer să devii o vrăjitoare. Am uitat la prietena mea, mi-a făcut semne că nu să mă abac ceva de genul și probabil, nu știu, și-a dat seama din privirea mea, de pe fața mea, că ceva nu e regulă, orică n-am înțeles, orică cum e posibil. Și mi-a explicat femeia că dacă aș dori și dacă aș vrea să o iau pe calea asta, să deschid și eu cărți, să învăț să deschid cărți, să învăț să fac descântece și farmece, aș putea, pentru că am un har, cu toate că nu sunt de etnie romă. M-a întrebat de unde se moștenește harul ăsta. Eu i-am zis că nici nu știam că l-am. Adică, în afară de faptul că am niște premoniții și niște gânduri așa, altceva n-am nimic. Și ea mi-a zis, da, avea premoniții un har. La care eu m-am încontrat un pic, i-am zis, doamnă dragă, dar zic, premoniții ziua de astăzi poate să aibă oricine, dacă e zonă.
Bine, nu chiar oricine, dar sunt o grămadă de oameni în lumea asta care au premoniții. La care mi-a spus, da, sunt oameni care au premoniții, dar nu doar asta definește un har. Se vede pe tine că ai ceva anume, adică în ochii tăi se citește, că știi să citești un om, ai putea învăța anumite lucruri dacă tu vrei să le înveți. Bineînțeles că nu doream să învăț nimic pe oameni și așa, cu toate că i-am zis, m-a atras întotdeauna chestia asta de ocultism, de vrăjitorie, de horror paranormal, mi-au plăcut întotdeauna. Dacă ar fi să aleg ceva dintre toate astea, ar fi, dacă ar fi o meserie dintre asta, mi-ar plăcea să, nu știu, să mă duc așa prin blocuri bântuite, să caut fantome, să nu știu, să vorbesc cu oameni care au trecut prin experiențe de genul, care au trăit anumite lucruri, locuri în care s-au petrecut anumite lucruri, aia mi-ar place să fac și da, mi-ar fi plăcut să mă nasc, nu știu, cu harul de a ajuta oameni, de a dezlega oameni de anumite vrăjite, dar din păcate nu am văzut, deci da. Na. Ceea ce m-a uimit la treaba asta a fost faptul că la sfârșit, după ce m-a întrebat de ce am avut din suc și am zis că nu iau, că am zis și la început că sunt așa la dietă, femeia mi-a zis, mai bine că n-ai băut. Prietena mea în momentul ăla s-a întors la mine, s-a uitat la mine și... Ce? Adică ce vrei să spuneți? Că eu am băut. Nu, cu tine n-am nimic, cu ea. Bine că n-ai băut pentru că ți-am pus ceva. Am vrut să văd dacă simți că acolo și dacă bei sau nu. Deci în momentul ăla, chiar dacă, cu toate că terminase de citit, chiar dacă nu termina de citit în tarot, chiar dacă nu termina să-mi povestească ce avea de povestit, credeți-mă că oricum aș fi plecat. În momentul ăla m-am ridicat de pe scaun, i-am mulțumit, i-am plătit, nu mai știu cât mi-a cerut femeia, asta avea un preț, dar nu mai știu cât. Oricum nu mi-a cerut nicio sumă, cred că până în 50 de lei, 60 de lei, cam așa. Nu știu exact. I-am dat banii și înainte de a pleca am întrebat-o, zic, da, puteți să spuneți ce mi-a spus acolo? Adică e ceva de rău? Adică mă gândesc că nu mi-a spus o treabă. Și a început să râdă și mi-a zis că nu era o treabă, era cu totul și cu totul altceva. Mi-a pus... Spun orice, par. Puteam să spun o jucărie, puteam să spun boabe de piper, puteam să spun vrăji, puteam să spun decor, puteam să spun orice. Ideea era să văd eu dacă tu vei bea sau nu. Nu contează ce ți-am pus în par. Problema a fost că n-am înțeles de ce ar fi făcut treaba asta, adică care era interesul ei asupra mea și dacă chiar era înghicitoare, dacă chiar nu eram, dacă chiar aveam har, dacă chiar n-aveam, care era scopul, că nu l-am înțeles și i-am zis, n-am mai avut curajul să întreb. Ca să beau sau să nu beau. Deci, da, vi-am zis, de când am intrat pe ușă, ea m-a ginit și mi-a zis, tu ai har. Deci nici bună ziua, nici du-te, eu am salutat, bineînțeles, ea mi-a spus asta. Mi-a zis multe în cărți și mi-a zis, a simțit în casa aia așa un aer nașpa, un aer super straniu și toată perioada, nu știu, șederii acolo, ședinței de... deschiderea cărților de tarot, am avut impresia că parcă aud ceva, că parcă simt ceva. Probabil a fost doar în mintea mea, sunt sigură că a fost doar în mintea mea, dar nu e exclus deoarece v-am zis. Femeia, dacă lucra și cu dracu, era clar că ceva oricum nu era ok. Cam astea au fost experiențele mele și nu știu ce sfaturi să vă dau. Eu v-aș zice să nu mergeți la așa ceva, adică să lăsați totul în mâinile lui Dumnezeu și să lăsați destinul, să vedeți ce se va întâmpla. Nu să-l aflați din niște cărți de tarot. Dar dacă curiozitatea vă împinge și voi cu adevărat doriți treaba asta, eu nu sunt nimeni să vă împiedic. Adică fiecare face ce vrea și cum își dorește, nu sunt eu nimeni să-i spun să nu se ducă. Dar asta a fost experiența mea cu aceste femei și vi-am zis, sunt sigură, sunt fer convinsă că cea de-a doua femeie a avut bine curat în casă, le-am simțit. Probabil că femeia avea dreptate, am un har pe care aș putea să-l folosesc oricând aș dori și pe oricine aș dori. Doar că nu o fac, am lucruri mai importante de făcut, oare să fac vloguri și alte chestii. Și da, dacă v-a plăcut povestea mea, mă rog, poveștile mele, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o. Dacă încă n-ați făcut-o și bineînțeles să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când eu postez câte un clip. Lăsați-mi în comentarii dacă vi-a plăcut și dacă și voi ați fost sau sunteți curioși să mergeți la cum vreți să le spuneți. Eu o să vă las aici jos în cutiuța cu descrieri un clip al unei doamne ghicitoare care spune
spune niște lucruri foarte interesante, cel puțin din punct de vedere sunt interesante și sunt sigură că dacă vă plac astfel de clipuri o să vă uitați și voi, pentru că vi-am vorbit în vlogul trecut de ceea ce folosesc vrăjitoarele pentru a face farmece și toate cele. Vă spune și doamna mai pe larg, doamna este o ghicitoare foarte cunoscută la noi în România, deci da, o să vă las linkul în descriere. Și până data viitoare, ce să zic, vă doresc o seară frumoasă, să aveți grijă de voi și aveți grijă la cine merge și ce faceți. Vă bucur!